Trei aparate Dragger Drug Test au fost cumpărate prin decizia consilierilor județeni. Acestea vor ajunge la serviciul rutier și la polițiile municipiului Rădăuți și orașului Siret. Două aparate identice au fost cumpărate de Consiliul Local Suceava pentru biroul rutier. Marcăm un moment de normalitate. A sărbători faptul că în dotarea noastră intră o aparatură absolut necesară timpurilor noastre, nu poate fi un moment inedit, ci un moment în care noi avem cu ce să ne facem treaba și lucrurile acestea sperăm să se vadă și în creșterea gradului de siguranță rutieră a participanților la trafic din județul Suceava. Câte un aparat a fost achiziționat de Consiliul Local Fălticeni pentru Poliția Locală de Primăria Dorna Candrenilor, care a livrat aparatul pentru Poliția Locală din Vatra Dornei, Primăria Gura Humorului, Primăria Câmpul Lung Moldovenesc, ambele pentru polițiile locale. Valoarea totală aparatelor pentru testarea consumului de substanțe interzise este de aproximativ 160.000 de lei. La nivelul Poliției Municipiului Suceava vor fi repartizate și vor fi utilizate de către lucrătorii biroului rutier, tocmai pentru a asigura un climat de siguranță sporit cu privire la traficul din Suceava. Aparatele care au intrat în dotarea serviciilor rutiere din județul Suceava conțin și kiturile cu câte 20 de fiole pentru testare. Șoferii care vor fi depistați la volan după ce au consumat substanțe psihotrope riscă închisoare de la 1 la 5 ani sau amendă. Acești 160.000 de lei, care sunt aproape 32.000 de euro, sunt banii sucevenilor și trebuie să recunoaștem acest lucru. Sunt bani cu care ne-au sprijinit autoritățile locale, atât Consiliul Județean prin Autoritatea Teritorială de Ordine Publică, și mulțumim mult pentru acest lucru, cât și alte consilii locale și autorități locale care au înțeles problematica siguranței rutiere și au înțeles să-și adapteze și eforturile financiare la aceste noi provocări, precum sunt consumul de substanțe interzise la volan. Din punctul nostru de vedere, este un prim pas, așa cum spunea și domnul Iepureanu, să știm cum stăm la nivelul județului, pentru că vedem diverse acțiuni ale poliției, ale structurilor de crimă organizată, care destructurează rețele de trafic de droguri la nivelul județului, însă pe drumurile publice, pentru creșterea gradului de siguranță pe drumurile publice, cred că era nevoie de așa ceva. Poliția rutieră avea în dotare câteva aparate de depistare a substanțelor interzise, însă acestea erau depășite tehnologic. Totuși, fermitatea polițiștilor rutieri în ceea ce privește infracțiunile la regimul rutier se remarcă anul acesta. Numai puțin de 192 de persoane au fost reținute și introduse în arestul IPJ Suceava de la începutul anului și până pe 4 noiembrie, pentru infracțiuni la regimul rutier. Acesta este un model Dragger, Drug Test 5000, un dispozitiv destinat identificării simultane și calitative a prezenței substanțelor sau claselor de substanțe în salivă peste o valoare limită a concentrației, putându-se evidenția un număr de 8 astfel de substanțe, respectiv amfetamina, cocaină, metamfetamina, metadona, ketamină, tetrahidrocanabinol, benzodiazepină și opioide. Dispozitivul furnizează rezultate analitice preliminare, asemănătoare unei probe de screening, rezultând astfel o valoare certă. De la 1 ianuarie și până pe 4 noiembrie 2022, numărul accidentelor rutiere cu decese plasează în continuare județul Suceava pe primul loc la nivel național, chiar dacă statisticile arată o ușoară îmbunătățire. În această perioadă s-au înregistrat 133 de accidente grave, cu 15 mai puține față de aceeași perioadă din 2021. La capitolul decese, 55 de persoane și-au pierdut viața pe șoselele din Suceava, cu 21 mai puține față de aceeași perioadă anului trecut, când au fost 76. În același interval au fost peste 5.000 de permise de conducere retrase pentru abateri la regimul rutier, ceea ce înseamnă că populația unei întregi comune ar fi rămas fără permis.